Să faci sportul nu ține până la urmă de vreme sau de condiții. Ține doar de voința și de dorința de a trăi sănătos. Cel puțin asta au demonstrat 500 de împătimiți ai sportului weekendul trecut, când, în ciuda ploii torențiale, au participat în piața George Enescu din capitală la un maraton de 12 ore de pedalat. Ușor, 12 ore de cycling în ploaie, fără întrerupere, exces de adrenalină și ambiție, playlist antrenată de un toboșar, instructor efervescenți și sute de mii de calorii în minus. Așa se poate descrie evenimentul pe care unul dintre cele mai mari lanțuri de wellness din România l-a organizat în centrul Bucureștiului pentru a susține Ziua Europeană împotriva obezității. Oamenii chiar au venit, într-adevăr, n-au ținut cont de vremea de afară. E o nebunie, o adevărată atmosferă aici. Ne-am simțit extraordinar, orele continuă. Schimbăm antrenorii, dar unii rămân și sunt de la prima oră, de la ora 9, de când am început. A fost foarte, foarte bine. În ciuda codului galben de ploi și vijelii, bucureștenii de toate vârstele chiar s-au distrat să scoată afară bicicletele de indoor cycling. E tare frumos, oricând trebuie să ieși afară, și pe ploaie, și pe vânt, și pe zăpadă, oricând, ca să te menții un pic așa, să nu anchilozezi la vârsta mea. Nu am făcut niciodată sport, dar acum fac, de când am trecut de 60, am început să mă duc și puțin la sală. Toată lumea trebuie să facă, indiferent de vârstă, trebuie să facă mișcare, să meargă pe jos, să facă cât poate. Că nici eu la sală am colege mai tinere și nu fac chiar ca ele așa de corect, dar e bine așa, e bine așa, barem să nu anchilozez. Unii participanți la maraton chiar au renunțat la confortul sălii de fitness pentru a face o cursă pe ploaie. Suntem acoperiți, suntem feriți de ploaie. Și până la urmă e muzica care contează și sportul. Faci un sport regulat sau s-a nimerit? Încerc. Nu s-a nimerit. Merg la cycling destul de regulat, când pot. Dar săptămâna trecută n-am fost deloc și am aflat că e maraton și am venit un pic cam pe la mijloc, de aia încerc să mai stau o oră sau cât îi putea. Acțiunea curajoasă din piața George Enescu nu a ținut cont de condițiile meteo, acestea fiind chiar o provocare pentru participanți. Organizatorii maratonului de cycling promit să repete experiența și să revină cu o nouă provocare pentru cei care își doresc să facă sport. Noi nu putem decât să vă spunem că 30 de minute de mișcare pe zi înseamnă sănătate curată, așa că nu aveți decât să încercați!